Bună ziua, domnule Grozavu, din nou plecați de la Botoșani fără niciun punct. Da, din nefericire pentru noi, sigur că nu ne-am dorit asta, e un deja vu. Am avut iarăși 1-0 la pauză, chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Sunt momente în care ne pierdem totalmente busola, orientarea și, sigur, după aia de la o minge care e ușor de interpretat, pierdem cu totul reperele și după aia, sigur, adversarul vine peste noi, sigur, fără să fac un fotbal spectaculos, dar până la urmă asta e România, asta se joacă, luptă, cine își dorește mai mult, Botoșanu și-a dorit mai mult ca noi astăzi victoria și dintr-o contracandidată la retrogradare am devenit o candidată clară. Dar asta este, mai sunt 7 jocuri, va trebui foarte rapid să facem o analiză și să vedem ce e de făcut ca să reușim să ne revenim. Prima repriză Iașul a dominat jocul. Ce s-a întâmplat în a doua? Nu știu că am dominat, dar am avut situații foarte clare și în a doua repriză am o situație foarte clară. Puteam să facem 2-0, puteam să facem 2-1, după aia, în momentul în care nu ești liniștit în fața porții, sigur, ratezi și după aia sigur că ăsta e fotbalul. Se întâmplă. Credeți că se simte și presiunea pe umerii jucătorilor? Două înfrângeri consecutive? Nu știu dacă presiune. Sunt o grămadă de echipe în zona aia de jos în care ați văzut. Câștigi două meciuri, deja ești într-o zonă oarecum mai liniștită. Pierzi două meciuri, ești în zona mai mult decât periculoasă. Asta e jocul. Trebuie să fii foarte atent la orice fază. Să joacă puțin fotbal. Botoșan în această primăvară a arătat că pe teren propriu poate să pună probleme oricui, a pus probleme tuturor echipelor. Noi astăzi, iarăși, în prima repriză am avut momente bune, dar am alternat cu cele mai puțin bune, iar a doua repriză, efectiv, ne-am prăbușit și după acel gol egalizator. Nu știu ce se întâmplă, vom vedea, vom stabili. Vă e frică acum de retrogradare? În situația în care s-a strâns acolo în subsolul clasamentului? Păi frică, trebuia să-ți fie în orice moment, pentru că niciodată n-am fost într-o zonă în care să spunem că... Deci, permanent a fost în zona aia, dar poate, știu eu, situația de față ne face mai responsabili și vom reuși să facem mai mult. Până în momentul de față am arătat că suntem destul de naivi, ca să zic așa. Mulțumesc frumos și multă baftă! Cu multă plăcere!